timpul domniei lui, Imperiul Roman a ajuns la apogeul extinderii teritoriale. Cucerirea Daciei i-a adus titlul de Dacicus Maximus. Cu un an înaintea morții aflat în Mesopotamia, regreta că nu este mai tânăr pentru a călca pe urmele lui Alexandru cel Mare. A avut vitejia de a lupta și cu turcii, și cu Habsburgii, și cu polonii, reunind sub un singur steag pentru prima dată cele trei provincii românești. Căzut în plasa intrigilor împăratului Rudolf al II-lea, domnitorul a fost ucis pe câmpia Turzii din ordinul fostului aliat, generalul Basta. După ce a făcut studii juridice până la 30 de ani, s-a arătat apoi interesat de științe. Cu aproape două veacuri în urmă, a intuit că două volume egale din orice gaz, aflate în aceleași condiții de presiune și temperatură, conțin același număr de molecule. Psihologul elvețian a fost preocupat de înțelegerea felului de a fi al copilului. A elaborat o teorie a dezvoltării gândirii și ne-a spus că inteligența este ceea ce folosim când nu știm ce să facem. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce que elle est presque toujours mal comprise. Compozitorul, pianistul și dirijorul napolitan a inițiat alături de Mascagni curentul verist în muzică. Asta pentru că romantismul nu era pe gustul lor. Mama ei a numit-o după personajul interpretat în producția lui Hitchcock, Păsările. În tinerețe a avut probleme din cauza consumului de alcool, fiind în pericol de a-și pierde viața în urma unui accident de automobil. S-a mai domolit la maturitate, poate și cu ajutorul lui Banderas. A debutat ca interpret în 1985 și de atunci a vândut 170 de milioane de discuri. Cartea recordurilor o menționează la secțiunea cea mai premiată artistă din istorie, cu 411 trofee obținute. Colegii de liceu numeau cea mai ciudată, clownul clasei sau colega cu cele mai mari șanse de a fi arestată. Dosarele X i s-au potrivit mănușe cu așa antecedente. Endocrinolog și neuropsihiatru Parhon recunoștea că a fost atras încă din tinerețe de opera lui Marx. După ce a condus ca director timp de 13 ani Spitalul Socola din Iași, funcția de șef al statului între 1948 și 1952 poate că a fost floare la ureche în nebunia instaurării comunismului în România. Prima soție a regizorului Roman Polanski a sfârșit tragic, asasinată în propria casă de membrii unui cult sângeros condus de Charles Manson. Sinfonia a VII-a, compusă în mare parte în timpul asediului Leningradului, spunea că este despre orașul pe care l-a distrus Stalin, iar Hitler aproape l-a terminat. Opera a primit premiul Stalin. Caragiale scria despre fiica cea mare a lui Barbu Ștefănescu acum 100 de ani că este un copil minune care domesticește un monstru sălbatic, arta. A fost primul artist român care a participat la aniversarea propriului centenar, reușind să supraviețuiască și Revoluției din decembrie. Încât mă simt ca și când aș avea 19 ani. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.